Sper că ați citit-o și cuiva. Dacă sunt obiecții, dacă nu, spun la vot. Țineți pentru? Mulțumim. Ordinea de pentru astăzi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție ale aparatului de specialitate al primăriei comunei Mugurieni de Subacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 223.228 lei, conformitate cu prevederile articolului 1 ordonanță de urgență al Guvernului, numărul pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAD Bucureni pentru ședința adunării generale a acționarilor Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din data 3.11.2021, proiect de hotărâre privind asocierea UAD Bucureni cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei numărul X, Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, la contractul de delegare de funcții Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, numărul 6.2006-29.2010, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii a suprafeței de 500 de metri pătrați, teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru 3 beneficiari din statele Mugurieni și Potești, iar suplimentat la proiectul ordine de zi, un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiții, modernizare, dispensare, urmări, statul Mugurieni, comuna Mugurieni de Subacău, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venit și cheltuieli primul 3 pentru anul 2021 și proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru dotarea cabinetului medical comunitar. Cine este pentru? Împotrivă, în anumitate, vă dat proiectul ordinii de zi. Dăm cuvântul la primul punct. Domnșoare secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului comunei Mugurieni de Subacău. Primarul Comunei Mugurieni de Subacău, în temeiul dispozițiilor articolului 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mugurieni, conform anexei numărul 1 și numărul 2, care fac parte integrantă în prezenta hotărâre. Modificarea statului de funcție pentru anul 2021 a aparatului de specialitate al primarului Comunei Mugurieni se face cu încadrarea numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare alocate. Este vorba despre transformarea postului vacant de referent clasa 3 din cadrul compartimentului asistență socială în inspector în cadrul compartimentului financiar contabil. Mulțumesc! Discuții? Trecem la punctul numărul 2. Doamna contabil. Bună ziua. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 223.288 de lei, din conformitate cu prevederea articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 83 din 2021, pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unui împrumut în trezoreria statului. Având în vedere raportul numărul 5.226 din 7.10.2021 al compartimentului de specialitate. Articolul 13 din ordonanța de guvern, de urgență a guvernului numărul 64 din 2007 privind datoria publică aprobată cu modificările și completări prin legea numărul 109 din 2008 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 61 și 67 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale. Articolul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 83 din 2021 pentru unele măsuri fiscale bugetare privind acordarea unor împrumuturi de trezoreria statului. Hotărârea guvernului numărul 9 din 2007 privind constituirea, componența și funcționarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu modificările și completările ulterioare.
Discuții? Eu așa vreau un pare. N-am fost atent sau n-am auzit ce destinații au banii ăștia? Acestea vor acoperi contractul de fiabil, un contract de finanțare cu AFIR-ul pentru obiectiv de investiții, înființare sistemului iluminat cu panouri fotovoltaice. Și având în vedere că statul ne oferă anumite facilități bugetare, în sensul cu o dobândă foarte redusă și facilitatea de a rambursa după 3-4 luni, să acoperim plata cheltuielilor pentru a putea realiza investiția respectivă. Și având în vedere că sunt plătești, da, discuții, alte discuții? Altcineva? Până la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Unanimitate? Aprobat. Următorul punct. Domnul Bicicina. Asociația de dezvoltare intercomunitară Bacău, prin adresa numărul 780 din 6-10-2021, registrată la UAT Comuna Ungurențu, numărul 5228 din 7-10-2021, arată necesitatea adoptării de către toate unitățile administrative teritoriale asociate a proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Ungureni în adunarea generală a acționarilor asociate Compania Regională de Apă Bacău S.A. la care Comuna Ungureni este acționar. Compania Regională de Apă S.A. CRAP este operatorul regional la nivel de 70 de unități administrative teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului 556 din 29-11-2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale, membre, contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. În vederea protejării drepturilor unităților administrative teritoriale, care cu bună credință își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi, în urma încheierii actului juridic, este necesară să se stipule posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din actul constitutiv al Fece Trabesa, atestat de către consilierul juridic Luca Monica Elena. În conformitate cu actele constitutive ale ADIC și respectiv SECE CRABESA și în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie, s-a identificat necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atribuțiile reprezentantului legal al unității administrative teritoriale în cele două unități juridice și să stabilească cu exactitate limitele între care poate fi exercitată atribuția respectivă, fiind astfel determinate expres actele sau faptele juridice pentru care este potențial reprezentantul legal. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, având ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Ungureni, în adunarea generală a acționarilor, a SECE CRAP regională de apă Bacău S.A., la care Comuna Ungureni este acționar, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Ungureni pentru ședința adunării generale a acționarilor SECE CRAB regională de apă S.A. din data de 3-11-2011. Mulțumesc! Discuții? Până spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Bibirin, împotrivă. Abțineri? Da? Ați înregistrat. Proiectul următor. Proiect de hotărâre, tot domnul viceprimar, privind aprobarea modificării anexei. Asocierea. Prima zi, asocierea, o atât cum am făcut. Asocierea. Când asocierea, o atât. A, da. Mă citeți.
Deci proiect de hotărâre privind asocierea OAT Ungureni cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de care deșeuri. La nivelul județului Bacău există un sistem de management integrat al deșeurilor solide realizat prin finanțarea COES Mediu a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și integrarea în sistemul nou creat al investițiilor finanțate anterior prin fonduri nerambursabile de predare ISPA cu ARUE. Pentru bună funcționare serviciului de salubrizare, OAT Ungureni a transmis atât Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cât și Consiliului Județean Bacău, solicitarea de suplimentare a numărului de pubere alocat anterior, necesitatea suplimentării a intervenit ca urmare a situațiilor specifice apărute, cum ar fi modificarea numărului de locuitori, locuințe noi, drumuri locale inițial greu accesibile pentru autovehiculele de colectare, transport deșeuri, care au fost modernizate. Astfel se impune dotarea populației în aceste zone cu echipamente de colectare deșeuri menajere. În cadrul proiectului SIMDS au fost achiziționate echipamente de colectare a deșeurilor menajere, respectiv europubiere, care au fost date în administrarea unităților administrative teritoriale, care au implementat proiecte din fonduri predare și care au propriu operator de salubrizare. Echipamentele au fost achiziționate din fondul IID, constituit în cadrul proiectului SIMDS, din redevenința plătită de operatorul de colectare și transport și operatorul instalațiilor de deșeuri desemnați prin licitație publică în cadrul proiectului pentru bunurile publice concesionate în baza contractelor pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport, respectiv operarea instalației deșeuri municipale în județul Bacău. Astfel, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău din 2006, din 29.9.2021, au fost aprobate asocierea județului Bacău, unitatea administrativ-teritorială Ungureni, prevăzută în anexa numărul 1 a hotărârii anterior menționate, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor, iar în anexa numărul 2 a fost aprobat modelul de contract de asociere ce urmează a fi însușit. Față de cele mai sus expuse, spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale Ungureni cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Mulțumesc! Da. Mulțumesc noi! Discuții? Spuneți de aprobare? În toate deșeurile ajung la tomberoane, să ajung și pe râmpiar în continuare. Da, ajung. Pintagrade, la capul pădurilor, peste tot. Aici, din noastră, cred că ce nu pare. Nu există nicio măsură pentru ei. Într-un om cu remor, că a fost de mizeria cu malul lui Iuliu, pe bucată, i-a găsit și nume din tot ce era acolo, în dat, dar se rezolvă nimic. Este vina a noastră a tuturor, pentru că acceptăm lucrurile astea. Dar o completare la ceea ce spune domnul Vici. Da, trebuie suplimentat. Suplimentăm puberele, dar ei vin să le ia regulat, sau mai uită din când în când să le ia, aia este problemă. Dacă îi mai suplimentăm, uită mai des. Și nu mai spun varianta cealaltă. Trebuiesc puberele astea pentru cutii, pentru sticlă, pentru plastic, nu? Ca să intrăm și noi în rândul oamenilor. Noi ți-a dorat să noi care... Dar de ce nu? Dar să-și facă ei datoria. Noi facem treaba asta, dar ei, ca unitate, cam uite. Da, până la vot... Nu să mai durează mult să se facă și colectarea din poartă în poartă. Trebuie să-i luăm cunoștință. Da, domnul Ivar. Pentru că nu am sesizat dacă materialul prezentat are și un cifre. Ei, a, nu, n-a sesizat dumneavoastră, n-a, cum se spune, pauza domnului Tomare. Da. Nu, nici eu vreau. Cine este pentru? Dacă e nevoie, o să citim, mai rar și... Da. Cine este pentru? E bine, nu încurca și... Împotrivă?
Nu am dat din... Trecem la punctul următor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei. Având în vedere adresa ADIP, numărul 780 din 6-10-2021, înregistrată la OAT Ungureni, cu numărul 5228 din 7-10-2021, prin care asociația a solicitat adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea modificării anexei X, paranteză, regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, la controlul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare, numărul 556 din 2006, la contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare, numărul 556 din 2006, și din 19-11-2010, precum și acordarea mandatului special în cadrul adunării generale a Asociației în vederea exercitării votului, adresa SECI Compania Regională de Apă S.A. numărul 11.153 din 24-9-2021, decizia Consiliului Director ADIP numărul 11 din 14-9-2021, hotărârea Consiliului de Administrație al SECI CRAB S.A. numărul 3 din 4-3-2021, modificările și completările survenite în legea 241 din 2006, privind serviciul de alimentare cu apă de canalizare prin legea numărul 224 din 2015. Prevederea legii numărul 196 din 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrația condominiilor. Prevederea legii numărul 114 din 1996 a locuinței. Prevederea legii numărul 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare. Prevederile articolului numărul 16, din litera F, coroborat cu articolul 21 alineatul 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ținând cont de raportul de specialitate, precum și prevederile OG numărul 26 din 2000, privire la asociații și fundații actualizată, articolul 16 alineatul 3, litera F, aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului consolidat și armonizat cu întreaga area a serviciului, coroborat cu articolul 21, aliniat 1, din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la articolul 16, aliniatul 3, litera F, nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a asociației decât în baza unui mandat special acordat expresie arabă prin hotărârea autorității deliberative a unității administrative teritoriale asociate. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentă, proiect de hotărâre ce conține modificare și actualizarea conform prevederilor legislației în domeniu a regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apă de Canalizare, respectiv anexa X a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă de Canalizare, numărul 556 din 2006 și din 19-11-2010. Mulțumesc! Discuții? Este în juris, înțeles. Poate domnule? Ce este grele, cum și a spus. Ce înțelegeți? Sunt mai probleme juridice, pentru că suntem procurori aici, toți juriști. Da, dar dacă suntem, mai vreme. Asta e materialul, acela l-am primit, doar eu din contractul respectiv, e vorba de anexa 1, anexa X și așa mai departe. Da, cine este? Într-o parte am zis de asociație. Noi suntem membri din asociație. Da. Împotrivă? Unanimitate aprobat. Noi nu, în cadrul Consiliului Local, noi nu avem acces la dosarul respectiv cu apă și canalizare. Acolo sunt niște puncte care trebuie să aprobate. Da, dar greutăți mai sunt cu apă și canalizare. De ce nu se interesează de asta? Dar cine nu se interesează? Păi nu se interesează aia de acolo, care își vor să începem. Nu duc. Este vorba de serviciul de alimentare cu apă de canalizare, care noi, într-o zi, poate o să-l predăm la CRAB, de exemplu. Noi suntem membri în asociație, dar tot la fel. Trebuie să putem să suntem ieși.
e bine așa. Trecem mai departe. Las comentarii. Nu, este aprobarea atribuirii colegiului gratuit. Da, avem, regulă. Privind aprobarea atribuirii, eu de asta mereu. Aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii numărul 15/2003 asupra profesiei până în 500 de metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru trei beneficiari din satele Ungureni și Bătești. Domnul. Având în vedere prevederile legii 15/2003 cu privire la atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de până la 500 de metri pătrați de teren, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, dosarul depus de către solicitanți cu declarația pe propria răspundere că nu dețin în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe pe raza Comunei Ungureni, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentă. Solicitanții sunt următorii: Bârgu Vlăduț Florinel, Sava Dobraniș Cristina Ionela și Iosu Balin Gheorghiță. Nu așteptăm proiectul respectiv. Așa. Discuții? Trecem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Ei, puteți la subiectul comentat aici, doamna contabil. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, modernizare dispensarul uman, satul Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Având în vedere OUG 15 din 2021, prin care se precizează că MLPD, adică Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, recunoaște creșterea prețurilor la materiale și materii prime, dar nu include în categoria cheltuielilor eligibile care se actualizează și dotările, acestea trebuind suportate de la bugetul local. Nota justificativă numărul 2 din 28.10.2021 și anexele atașate acesteia, prin care SC Financiar Acces, în calitate de manager de proiect al investiției, justifică necesitatea și oportunitatea actualizării valorii dotărilor aferente investiției, modernizarea dispensarului uman, satul Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Văzând devizul general actualizat pentru cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile privind investiția mai sus menționată, Primarul Comunei Ungureni propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, modernizare dispensarul uman, satul Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău, după cum urmează. Valoarea totală a investiției este de 948.290,20 de lei cu TVA, conform devizului general, valoarea eligibilă 629.658,75 lei cu TVA, valoarea neeligibilă 318.631,45 de lei cu TVA. Vă mulțumesc! Discuții? Până la vot, cine este pentru? Poate pe ocazia asta mai bine, nu doctor, mai specialist. Da? Împotrivă, abține, unanimitate. Următorul punct, tot doamna contabil. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli, trimestrul 3 pentru anul 2021. Având în vedere prevederile legii finanțelor publice numărul 273 din 2006, modificată prin OUG 63 din 2010, legea 82 din 1991 cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 129 din OUG numărul 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, Primarul Comunei Ungureni propune spre aprobare contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 pentru anul 2021, după cum urmează. Venituri proprii în plan în bugetul local pentru trimestrul 3, 399.820, realizat la sfârșitul lunii septembrie, 483.932,7, într-un procent de 21%. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. În plan 690, realizat 1.169,50. Cote defalcate din impozitul pe venit.
În plan 402.000, realizat 402.257,83. Sume alocate din contele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. În plan 403.000, realizat 393.181. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean. În plan 320.000, realizat 345.947. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, în plan 866.000, realizat în procent de 100%. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, realizat în procent de 100%, în sumă de 153.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în plan 947.000, realizat 945.000. Subvenții de la bugetul statului pentru acordarea ajutorului de încălzire, în plan până la sfârșitul trimestrului 650 de lei, realizat 630 de lei. Programul național, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală. În plan 3.055.350, realizat, adică cheltuieli efective la sfârșitul trimestrului 3, 2.957.649,83, proporție 96%. Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent pentru obiectiv de investiție, 25.500 în plan, realizat 25.500. Deci, cum am menționat, total venituri s-au realizat în procent de 100%, prevederi și încasări. Total cheltuieli. Cheltuieli de personal administrație, în plan 1.025.014 lei realizate, adică cheltuieli efective, 1.017.061, proporție 99%. Bunuri și servicii administrație, în plan 375.050 de lei, realizat 351.624,59, în proporție 93%. Alte active fixe administrație, investiții, 4.100 prevedere bugetară, 4.046 plată efectivă. Cheltuieli de personal protecție civilă și protecție contra incendiilor. 157.500 în buget, 152.737 cheltuială efectivă. Bunuri și servicii protecție civilă, 44.500 în buget, 35.000 realizat. Bunuri și servicii învățământ primar și secundar inferior, 256.000 în buget, 151.647,77 într-un procent de 59% s-au realizat cheltuielile. Bursă învățământ primar și secundar inferior, 30.000 în plan, plăți efectiv realizate, 14.500. Alte cheltuieli în domeniul învățământului, 37.500 în plan, realizat 33.200. Cămine culturale, în plan 527.000, cheltuieli efective 256.169,90. Alte servicii în domeniul culturii, recreării și religiei, în plan 2.000, realizat 1.450. Cheltuieli de personal pentru asistenții personal, persoanele cu handicap, în buget 314.000, realizat 299.410. Indemnizații persoane cu handicap, 275.900, cheltuieli efective 255.037. Cheltuieli de personal în domeniul asistenței sociale, 121.000, realizat 115.889. Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, finanțarea este nerambursabilă, în plan 25.500, cheltuieli 25.500. Alimentare cu apă, 24.200 buget, 22.738,82 cheltuieli efective. Bunuri servicii lumina public, 184.500 buget, 147.675,18 cheltuieli efective. Bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale, 181.400 buget, 142.565,68 cheltuieli efective. Cheltuieli de investiții în domeniul dezvoltării comunale, în buget 2.873.350.000 și efectiv, cheltuieli efectiv realizate 2.778.928,20, proporție 96%. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor în buget 212.000, realizat 164.970,31, funduri servicii drumuri 195.000, realizat 105.456,80.
total cheltuieli față de cheltuieli efectiv realizate față de bugetul de până la sfârșitul trimestrului 3 sunt în proporție de 87% realizat. Da. Am avut acum sesii de rezultat doamna contabil. Discuții. Până la vot, cine este pentru? Momentul, va fi împotrivă? O fi votat. Da, n-am văzut. Nu am așteptat. Am zis că vă doare mă seama așa. Și acum urmează ultimul punct de domnișoara asistentă. Mai tare, întâi. Dacă vei... Ca să aud. Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru dotarea cabinetului medical comunitar. Primar Comunei Mureș de județul Bacău, în temeiul dispozitivelor articolului 36 de program administrativ, modificările și completările ulterioare propunem. 1. Se aprobă suma estimativă de 35.000 de lei necesare pentru dotări cu mobilier, pat de consultații, tensiometru, stetoscop, cântar adulți copii cu măsurarea compăsării corporale prin PORN și calculare IMC, trusă de urgență, nebulizator, aparat concentrator de oxigen, spirometru portabil, pulsoximetru, echipament medical și materiale consumabile necesare pentru buna desfășurare a activității asistentului medical comunitar în comunitate în contextul pandemiei COVID-19 și dotări pentru echipa de intervenții în situații de urgență, constând în aparate concentratoare de oxigen, costume ignifugate și trusă sanitară omologată pentru autospecială, care va fi suportată din bugetul local. Articolul 2. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Ungureni și compartimentul financiar contabil. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al Comunei Ungureni, în termenul prevăzut de lege, instituției prefectului județului Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarul Comunei Ungureni, compartimentul financiar contabil, autorităților, instituțiilor sau persoanelor interesate și va fi dusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Da. Mulțumim, domnișoare asistente. Discuții asupra proiectului respectiv privind dotarea cabinetului medical comunitar. Nu spun la vot, cine este pentru? Nu am dat, s-a votat și votul în ordine de zi. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm la ședința următoare de luna noiembrie.